Yo, what's up? Scarlet Fetch Life. Salutare și bine v-am găsit la un nou live cu Gothic 2 Returning. Astăzi mergem la Creole. Nu. Hai să scoatem pe câine. Scoatem câinele afară. Hai la domnul Creole. Lăsăm pe pasiv. Și hai să-i dăm bătaie. Hai da. Cred că aici sunt o grămadă de andezi. Hai să echipăm doalele. Unde-s doalele mai aici? Lion Fang 1. Deci 1. Am de ce nu mă lași? Steel Blade, deci avem unul aici și unul aici. Lion Fang, 1, 2. Ok, cred că le-am dat Sharp, nu? Oh, lol, nici nu le-am dat. Ăsta are 200 și ăsta cât are? 224. Acceptabil. Hai la Creole. Băi, ne mai trebuie să ghes pentru arc. O grămadă de undead. Scoatem depistatorul de... Ia ce damage da? O, e mic, mă, damage-ul. Trebuie să dau cu sabia. Hai, veniți încă. Hai că se poate. Ăsta cum îi zice, Shift F5. Ui, spule, hai afară. Ia să vedem, e ceva pe aici. Ce-s ceva? Nu e nimica. Hai să intrăm în peșteră, reglăm camera. Și hai să-i dăm bătaie, uite acolo o venă. A, nu-mi spune că-mi faci probleme, măi, OBS. Stai cu minte, OBS-ule, nu face probleme de acum, nici n-am început bine și tu deja vrei probleme. Hai să luăm pe aici. Grămadă de andezi. Ok, hai să luăm... acolo nu-i nimic. Hai că venim după aia să curățăm. Mergem să ne ajutăm câinele. Ok. Hai pe aici, pe jos, prin stânga. Băi, câine, vină aici. Și aici mai avem un undead. Uite, uite-l. A scos sabia. Bine că le dăm one hit. Asta e foarte bine. Hai în față, câine, vină pe aici. Ceva stafii nu avem. A? Ba da, uite stafia. Hai să salvăm. Salvăm pe 20 și pe 19. Câine, unde ești câine? Ok. Hai da. Hai să facem prăpăd aici. Dăm în safie. Safia targetează câinele. Ok. Cătrălă săgeată în față. Putem să dăm 4 atacuri. Asta e foarte bine. Câine, vino aici, acolo ești pe pasiv. Hai scoatem o torță. Uite, avem aici două cufere. Ancient Stone Tablet. Cine de asta? Conține ceva limbă pe care noi nu putem să o citim. Hai să explorăm pe aici. Am prin dreapta. Ia, pe aici în stânga e ceva. Dead Flesh, ok? Nu-mi trebuie Dead Flesh. Ia, pe aici. Ok, aici e fundătură. Hai mai jos. Și mai avem aici un drum. Aici am lutat tot, deci nu mai avem absolut nimic. Hai să mergem acum la Creole. Opa, nu pe aici. Și trebuie să câți bani avem? 13.000. Câte puncte de învățare? 74. Bă, cred că mai învățăm dexteritate, da. Dexteritate. Și cumpărăm săgeți. Opa, uite. Uite, undead-ul. Undead-ul. Mai vin un coa câine. Haide, veniți încoa. Hamă. Pasiv, ești activ. Fă-ți treaba.
Hai, o luăm prin stânga. Domnul Undead. Ceva pe aici? Nu, dar am văzut doi scheleți în față. Se pare că au venit. Noi am putut să luăm prin surprindere. Ok, hai să băgăm săbile, băgăm repede o poțiune de viață. Hai că ne ajută, mă. Băi, destul de mare peșteră aici la creole. Hai să o să ajungem imediat, dar nu ajungem. A, ba da, uite, pe aici ajungem la creole. Hai să nu-l atacăm. Băgăm săbile, mai băgăm o poțiune de viață. Hai să mai explorăm puțin stânga-dreapta. Vedem ce mai găsim. Ce am găsit acolo? Un wallet. Se pare că sunt inamici pe aici. Uite, zombie. Gata, cu posadonii uispule. Ok, hai. Ok, pe aici sus am fost. Acolo am fost. Aici e fundătură. Ciupercea, hai să o luăm puțin în jos. Nu o să mergem foarte mult. E aici în stânga. Aici e fundătură, nu găsim absolut nimic. Hai la necromancer. Ok, o luăm pe aici, acolo nu e fundătură, nu e nimica. În stânga aici, să vedem ce găsim în stânga. Ok, dar pe aici cred că am fost... Nu am fost. Mai e ceva pe aici? Nu. Doar ciuperci. Ia pe aici. Da, uite zombie. Și ciuperci. Dead flesh and mushroom. Îl punem la borcan. Combinația perfectă nu există. Gata. Hai la creole. Deci am curățat mina. Sus se află necromancerul. Trebuie să avem grijă cum vorbim cu el, că ne dă... dă un spell. Trebuie să salvez, am uitat să salvez. Am fost prin tunel, ți-am făcut curat. Hai să dăm pasta cu retorica. Ok, vom salva 11-2 și vom împrumuta tot ce are creole de valoare în turn. Ia să vedem, putem să luăm aici, librăria nu merge. Creole key, am găsit cheia lui Creole. Aici nu are nimica. Ok, librăria nu. Uite, un ancient rough chest. Hai să luăm. Elixir și o grămadă de bănuți. În fine, 500 e destul de acceptabil. Aici nu e nimic, aici e o masă de alchimie. Putem să facem poțiuni. Hai să deschidem și cufărul ăsta. Elixir of Mana, acces magician, veniți aici? Ok, uite aici un old chest, steel billet și sulfur. Ok, se pare că își face și compound bow. Asta îi trebuia lui Rafa. Ok, ia să vedem dacă urcăm să ia. Se pare că aici e o peșteră, nu știu cum deschidem peștera asta. Ceva sui... A, uite switch-ul. Ok. Am găsit o peșteră. Și un chest, desigur. Ok, diamond, circle of stones, breath of fire, silver, normalian sword. Ia, cât damage are? 190 pe strength. Effective against ghost, nu este... Bun, având în vedere că noi suntem pe strength. Este o carte. Am primit, cum îi spune, retorică. Breath of Fire. Asta le vine la Xardas. Diamant o grămadă. Runestone. Ar trebui să găsim Blackstone. Deci, nu Blackstone, Black Ore. Hai să vorbim cu creole și apoi plecăm din turn. Uite aici un or, magic or. Nu, alea sunt plante. Salvăm pe 13, pe 4.
Creole, ce faci, mă? Hai să spunem spune adevărul, să nu-l mințim. Хранить. Я не стану помогать тому. Можешь забыть об этом. А теперь... Ok, se pare că îi zicem adevărul, nu ne ajută, hai să-l mințim. Să avem grijă. Dacă îi zicem ceva greșit, ne dă pita. Foarte puternic. 12.000. Ok, eu vreau să învăț limba. Sardas. Sardas. Pusti sa ucer tebe. Dice, chinice, nici speech-ul ăsta nu merge. Ok. Hai să dăm altul. Ok. I want to make sure of your power, Astera. Я хочу убедиться в твоём прав ли был Ксардас, говоря, что только очень это хорошо. Расскажи мне про. Это примет он не реально. У меня Демон Хартул построим. Как дела на магич? Научи меня языку демонов. Rebeliar Karma for 400. Mama mia! Achievement Hand of Beliar, trebuie să urmă 100 de oameni. Bă, mai bine învăț cu karma de la Beliar decât să-i dau 20.000 de gold. Nu. Doamne, am uitat cât de scump e. Tower of Mist. Câtă karma? Ma, 33. O statuie cu Beliar pe aici? Hello? Beliar? Nu. Fai de mine, trebuie să învățăm limba aia, să trecem testul ăla de la gardieni. Ok, ceva? Black Ore? Black Ore? Nu, 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 cufăr ceva, nu. Oho, Beliar. Câți bani avem? 14.000. Salvăm 18 și 17. O să vorbim imediat și cu statuia. Uite un chest. Hai să vedem ce găsim aici. Hai să deschidem... Am deschis turnul, aici erau 2-3 orci, am mierlit. Am făcut curățenie. Foarte bine. Hai să vorbim cu Beliar. 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 Pray. Donate gold. 5.000. 50 de karma. Păi mai e bine aș învăța pe bani. Fai de mine, e complicat. Dau 20.000, parcă n-aș vrea. Ok, hai să mergem până în tabăr aici, în pădure. Teleportul, the forest. Forest. Ruined fort, passage to the new camp. Aici la mănăstire, nu? Da. Hai să-i spunem că am omorât domnul pe invitatul nepoftit. Dead back. The troll is dead. Good job, receive. Ok, am mai completat o misiune, ce asta? Damage 180. Hai să vedem marcul. Bă, este mult mai bun decât ce avem noi. Ce asta dă 160 damage, asta dă 180 damage. Ok, și da... Destul de aproape, destul de bun. Hai că merge.
Un arc foarte subțire și foarte bun. Ce cozi mai avem? Wisdom of the Guardian. Păi, dar 400 de karma cu Beliar. Mai bine îi dau 20.000 de gold. Cel mai bine așa. Sau facem achievement-ul ăla cu Hand of Beliar, dar ce paladin să mierlim noi? Hai să vorbim și cu paladinii, să nu uităm de ei. A fost la creole, acum mergem la paladini. Paladinii cred că ar trebui să fie undeva aici jos. O luăm pe aici. Și fix aici pe stânga. Lăsăm pe pasiv. Salvăm. Mai salvăm o dată. Și ai ușor. Yo, salut de... Salut, ce faci? Stai. Who are you? I'm the pickpocket. Master. Knight. Pickpocket. Pickpocket. Hai, uiți, plui aduni. Fă-ți datoria și împrumută și tu ceva de aici. Salut. Pickpocket. Oh, salutare. Pickpocket. Salut. Ei, tu. Salutare și ție. 661. Ok, hai să deschidem chest-ul. Băieții nu mai au nevoie de resurse. Le împrumutăm noi. Uite, un ciocan. Și un hammer am primit. Ok. Hammer. Avem 30 de ciocane. Doamne. Câte ciocane mai trebuia mie în Gothic 3. Albert. Mi-a completat o misiune, presupun. Îi vom da pickpocket. Cum asta stă cu spatele foarte bine, stai acolo că stai bine și nu stai pe mărăcine. Ia, nu se uită la noi. Mai avem aici un chest? Ba nu, numai. Hai să salvăm. Ok, uite un inel. Am primit un inel și ăsta. Slash protection, crash damage protection, nu ne trebuie. Yeah. Albert. Și cum merg lucrurile aici, tot este ok. A paladin Tandor, случай. Да, он был с нами, Докса. У меня хорошие новости. Ему... Ой, и нас поистине. Тогда передай ему, что с его братьями по оружию всё в порядке. All right, ok. Hai să-i raportăm asta lui Tandor. Asta nu uitat cu fără 2 secunde. Da, e lutat. Hai la Tandor. Și presupun că trebuie să-i luăm căpățâna lui ăsta. Ca să-i dăm la orc. Tandor, unde-i Tandor? Charlotte, ăsta-i Tandor. Ți-am găsit grupul și toții în reglos și sănătoși. Dar în curând îi voi merli pe toți. Knight... Hit, mai zici ceva? Yo, Hit, look at me, bro. Yeah. No, nu mai zice absolut nimic. Sengrat, show me your scroll. Nu, ce magie ai pe aici? Nu, n-ai trebuie. Ai sleep, cumva? Dream, nu-mi trebuie vise. Oblivion. Da, Oblivion ne trebuie. Gargar, Knight... Cliff, ce faci, mă? Mai zici ceva? Parnii говорят, что тебе... Слушай, входи, знак... Ok, se pare că Cliff dorește să părăsească castelul. I think I found a quiet place for you. За забором орков сейчас вырос большой... Лечим fix in forest acolo, trebuie să-i dăm o armură. Are you ready? Прямо посреди белого дня? Cred că trebuie să mergem puțin mai pe seară. Trebuie să salvăm, să avem grijă. Băi, Garund. Percival. Vezi ceva, mă? Oric. No. Că-i Percival, nu mai spui absolut nimica, Garund. Te-am găsit încă un paladin, am completat misiunea cu Missing. Они укрылись в пещере за забором орка. Ok, hai să nu schimbăm capitolul acum. Facem Nani. Dormim până la un 6-7, shift, nu, shift, nu, către LV.
Eu nu mai am sleeping bag-ul. Aole, unde-i sleeping bag-ul, băi? Cred că l-am pierdut. Nu, nu, știu unde-i sleeping bag-ul. Cred că e la creole, mă. E prin peșteră. Am pierdut sleeping bag-ul. Fuck. Trebuie să fie aici. RIP sleeping bag. Невозможно. Да. Am pierdut sleeping bag-ul. Stai mă că am dormit mă la creole mă. Ia, ia, hai până la creole. Teleportul Brotherhood. Aici. Dar nu e Creole Tower. Nu dau uite aici. Dă-i la Creole. Ok. Sleeping bag pe aici pe undeva. Știu că parcă pe aici am dormit. Poate mă înșel. Poate da, poate nu. Of, Doamne. Ceva sleeping bag pe aici? Da, nu mai. RIP. E RIP. Anyway. Da. Mergem să cumpărăm altul. Sleep 5-4 ore. Hai să mai dormim încă 3 ore. Deja 8. Nu, fără 20. Hai să luăm pe Cliff. Teleportul castel. Cliff, hai cu mine. N-am mai salvat de 5 minute. Hai să salvăm. Păi cum mă să pierd eu mă sleeping bag-ul? Ei, tu! Preamă pe sredi bielăvă dnea? Dar noapte, mă. Fine, hai să mai așteptăm puțin. Fim aici, stăm pe bancă, hai să stăm până la miezul nopții. Vrei să stăm încă 5 ore? 4 ore, hai, uite, e 1 noapte aproape. Acum ce zici? Mergi? Hey. Are you ready? Give armor, hai să-i dăm armura de Minecrawler. Blade of the Night. Hai să-i dăm un Blade of the Night. Отлично. Теперь можно идти. Don't stand by the ram, ok. Downstairs. Nu să ne aștepte jos Cliff, nu? Garand. Escape. Ramul. Fie aici în față sau fie jos, la subsol. Totuși, hai să verificăm. Să salvăm. S-a blocat, nu? Da. S-a blocat jocul. Eroare. M-a scos din joc. Foarte frumos. Hai să intrăm din nou. Deci m-a scos din joc. Uite aici, asta și la 13 minute, nu? Da, asta e. Cum să mă scoată din joc, mă? Nici eroare, nici nimic. M-a scos direct. Deci, repetăm, dormim până la 12 noaptea. Sleep. 4 ore, ok, scoatem câinele. Lăsăm pe pasiv. Vorbim din nou cu Cliff. Hey. Hai să facem o plimbare de noapte. Atlite.
Ben will be waiting downstairs by the ram. Ok, deci ne așteaptă fix aici jos. Normal și corect, așa știu. Acum dacă e în altă locație, nu mai știu. Hai băi, nimeni să-i pupa pământul. Și e fix acolo în față, uitați-l aici. Haide, come with me. Hai să aprindem motor, să vedem cum trebuie. Vom salva pe 17 și pe 16. 17 am salvat și pe 18. Cliff normal și corect ar trebui să fie în spatele nostru. O să venim cu el pe pod. Cliff? Da, da. Trebuie să mergem ușor să nu se baguiască. O vom lua fain frumos pe pod. Hai, domnule Cliff, grijă la pod, tot înainte, da? Haide. Să mai avem un pod pe care trebuie să-l treci, să sperăm că-l treci din prima. Ia să vedem pe unde intrăm, da, pe aici. Hai pe aici frumos, grijă mare, a intrat? Ia să vedem. Da, m-a intrat. Cum mai mergem aici pe lângă gard? Opa, așa ușor. Avem grijă, grijă mare. Aici avem o stâncă. De fapt, un bolovan mai mare, unul prin dreapta. Păi prin stânga aia. Cliff, mai ești în spate? Nu-l mai văd. Da, uite-l acolo. Ai vin încă? Grijă mare, bă. Ui, spune, era o plantă aici. O adun sau ce faci? Ok, aici vom salva deoarece există posibilitatea să pice în apă și nu. Nu vreau. Așa ușor. Mergem pe pod. Hai. Bravo, mă, uite, ai putut din prima. Felicitări. Aici, fii atent, mai e încă un pod. Să ai grijă, ai grijă să nu pici, ok? Deci, grijă la pod. Bravo, mă. Bravo, mă. Poate vii to samoe miesto? 30 de magic oro, masiv. Te-am primit și chiar lui Cliff. Тогда я ему, конечно, не поверил. К сожалению, тот парень умер, но перед своей смертью он отдал мне ключ от своих башни и сказал, что там я найду то. Вот, возьми, это все. Ладно, посмотрим. Сегодня он примет окей для Клифф. Окей, хай са, в честь на аниме, кай на моя мала. Hai să vorbim cu Albert. Novicele. Vreau să văd dacă eu dau lui Albert. Dau să zacă. Poți să îi lutez capul. Băi, Albert. Te-am vorbit cu prietenul tău. Могу я и... Потому что с каждым новым ты был... Окей, се паре, что у апарут ниште монстри... Ну, ниште монстри, ниште орщи, пардон. Дракару ам... Ам финализат. I have something for you. Вот это письмо. Ну-ка. Ам дат... Орк лето ресив. Ам дат... Плану орчилор, я се ведем орк... Hai să citim asta. Primit quest update. Ar trebui să-l informăm pe Albert. Uite. Ok, next. Orcware plans. Ok, hai să găsim un acest grup de orci. Ar trebui să fie într-o vale. Fix aici. Albert a dat mi răspărijenia psevi. Fără... Da, nu, 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 nu vreau ajutor. Stați aici. În fine, îi mierlim. Cât gold avem? 15.000.
Cred că până la urmă o să-i dau 20.000 de goluri, creole. N-am ce să fac. Și să-i dau gold. Ce mai avea de făcut? O grămadă. O grămadă. Trebuie să mergem să căutăm Black Ore. Și orice ar trebui să fie aici. La două secunde. Da, uite orice. Mine ce acolo. Moarte la orice. Hai să scoatem săbile. Avem grijă. Am vină cu asta. Hai. Câinele pe o parte, Scarlet pe o parte. Păi orcsei și asta e o elită desigur foarte, foarte puternică. Ok, și mai avem aici un orc warrior și un slave. Uita misiunea. Hai să-i raportăm lui Albert. Ok, a adunat sabia, am primit un inel. Ia să vedem. Da, hai să dăm să vorbim cu Albert. Și ăla ce face, măi, mă? Ce faci, mă, acolo, mă? Ce faci, mă? N-ai treabă acasă. Hey. Ai ieșit la vânătoare? Hey. Cine-i comandatul tău? Ia, cine? Paladinul Albert și se află fix în peșteră. Îți mulțumesc foarte mult pentru informații. Hei, ce era gata să pic? Grijă mare, o luăm aici pe la copac. Hai la Albert din nou, băi, Albert. Am rezolvat orice. Corabia e gata. Băi, înapoi. Back off. Voi a stat în tabără, nu m-ați ajutat la nimic. Albert, I need your head. Hai să vorbim cu el. Uite, și misiunea asta regresiv și am primit un scut de paladin. Ia să vedem. Scutul ăsta de paladin. Asta e din Gothic 3. Slash protection, crash protection, stab protection. Blocks max damage 135. Otherwise absorb 40% din damage. Ring of Orc Warlord. 15.000. Ok, bă, avem o grămadă de bani. O grămadă de arme de orci. Cred că am terminat cu Albert, da. Deci nu mai avem nevoie de el. O să avem nevoie de capul lui. Pentru a completa o misiune în orașul orcilor, hai să vedem dacă putem să-i o dăm. Sorry, bro, but you have to die. Ну как, нравится? Ты дерешься хуже бабы. Я долго секунды. Ar trebui să vii noaptea, să-i zic. Cât e ceas? Da, hai să dăm load. Vom doa load. Și vin noaptea. Că dacă vin noaptea, ăștia dorm. Ia hai să vedem noaptea. Dormim până la... Dormim încă 10 ore. Sleep încă 2 ore. Hai. Ăsta face nani. Ăla face nani. Hai să echipăm sabia noastră. Golden Needle. Ok, asta cu 390 de damage. Arcul. Vom salva. Vreau să văd dacă funcționează. De cine... Cine m-a văzut oare? Amă, și tu vină încoace. Dată lui Albert. Bad. Targetează pe Albert. Da. Strange key, nu. Orc shine-ul. Știu că trebuie să orc mercenii. Ok, urșac. Bring him an enemy trophy. No joking. Bă, dar ce human? Oh, man. Dar как тебе это? Despre ce human e vorba? Там ничего нет.
fine, hai să nu-l mierlim. Da, am putea să lăsăm așa. Ia două secunde, ia să vorbim cu orcul. Că am salvat, deci nu e problemă. City of Orcs, că fix în centru. Să vorbim cu orcul. Am uitat că nu am ulu-mulu. Trebuie să echipez ulu-mulu. А как тебе это? Что, больно? Ну давай, покажи уже, на что ты способен. Окей, хай с экипом Мулу F6. Репет, не телепортом на ораш орчилор. Орк Сити, фикс ин центру. Да, тут есть окей, да? Ну, сори, спон мене. Ok, unde-i Orcaras? Ok, hai să luăm pe aici. Vorbim direct cu orcul. Farok. Nu merge. Ce, pe cine să-mi ierlim, mă, noi? Oare Garond? Nu Garond. Ei, tu! Еще. И что? Человек. Хорошо. Хотя мы принято миссию с ним фоглом укаря паладинилор. Но на урма нуло нул мерлин пе Альберт ласам в яйца. Не гадим ной ла он альт паладин. Паладину де ла Кавалорн. Да. Но это де астай сам мэджи сам лом он сак де дормит телепорту. Corines la vânători. Deci mergem la vânători, ne luăm un sac de dormit. Facem niște bani. Îi dăm lucrurile 20.000 de gold. Doamne ferește, nu i-aș da atât de mult. Dar n-avem ce să facem. Băi, Rafa, ăsta-i Falc. Baltra, Barem. Seamănă câine. Sunt pe pasiv. Nix? Nu îmi vinde Nix. Cine îmi vinde un... Unde-i Rafa? Rafa face nani, mă scuzați. Wake up, Rafa, wake up. Ceva interesant, absolut nimic. Nu, Alfred. Thunder, Ben. Unde mi se pare că Alfred era numele, nu? Da, mai mult ca sigur. Da, Alfred. Wake up. Da, era cineva, show me your goods. Dragomir, nici atâta. Avem și noi o bancă. Da, uite aici. Hai să dormim. De fapt, să ne odihnim. Rafa. Da, show me. He just sleeping bag trimmy. Opa. Vă sleeping bag înapoi. Uite, shift vă, nu? Da. Să avem grijă de data asta, am pierdut unul. Să luăm înapoi. Dar ce să, cum îi spune, uite, spun, nu-l adună, Ben, Falc, mai zici ceva, Falc. Hai, nu mai spui absolut nimic. Hai să mai vinde niște trofee de vânătoare la domnul Alfred. Să-l schină. Uite aici 167, vindem 100. Am scos banii pe sac. Aici vindem 300. Ok, și cam atâta. Reptile skin. Troll skin, nu vindem. Wolf skin, hai să vindem 30. Хорошо. 30. Facem bani acum 5. Хорошо. Aici vindem 7.
Hai să vinem și colți acum. Am vândut blănuri, acum vinem colți. Oh, thanks. Vindem 700. Ghiare. 800. Hai să vedem 100. 100. Și cam atât. O, 36.000, foarte bine. Hai să mergem și la domnul Creole. Nu, ce să fac? Ba da, mergem la Creole să învățăm limba. Ar trebui să salvez și apoi să mă duc la Creole. Sper să nu primim eroare. Adică se poate. Încarcă-te, te rug eu frumos. Încă puțin. Hai, încă puțin. Încă puțin, foarte bine. Vom salva. Lăsăm pe pasiv și apoi trebuie să mergem din nou în orașul orcilor să luăm și misiunea cu mâncarea paladinilor. Și ar trebui să mergem într-o aventură să găsim Black Ore. Luăm pe aici. Vorbim cu domnul Creole. Hai să dăm 20.000. Învățat limba antică. Dacă eu te bat acum pe tine, oare îmi iau bani înapoi? Slabe șanse. Cred că ar trebui să știm și noi cartea pe care o citește Creole, dar nu știu dacă se duce la culcare. O putem să citim cărțile din... turnul Exardas. Ia două secunde, teleportul. Câte rune trebuie să avem? Mai avem două. Wisdom of the Guardian. Ok. Orc Shrine. Hai acolo unde era Urshak. Mai avem acolo un Orc Shrine. Deci la New Camp. Pasajul din New Camp. O să mai avem un camp de orci la care încă nu am fost. Fix acolo sus. Unde era cord, mi se pare, în Gothic 1. Trebuie să urcăm și mai sus. O să dăm de ei. Pe unde o luăm? O luăm pe aici. Mergem în față. Da, e foarte bine pe aici. Trebuie să salvez. Pe aici. Mai avem și Valley of Shadow, templul Sleeperului. Mai avem o grămadă de făcut. Luăm pe aici. Opa! N-am picat, ok, foarte bine. Aici trebuie să sar din nou. Și uite aici. Targetează shrine-ul. Targetezi shrine-ul. Gata. Și mai avem un shrine, dar nu știu pe unde găsim celălalt shrine. Urshak, ce faci, bă? Când am primit experiență de la Urshak, am găsit Ulumulu. Ai puțin până în turnul lui Xardas, de fapt vechiul turn. Citi pe net că la etaj aici ar trebui să găsim două bucăți de Black Ore. Deci, capitolul 2, câte bucăți am? Ultima oară aveam 3. Am 3 bucăți de Black Ore, da. Deci în capitolul 2 trebuie să găsim în jur de 21 de Black Ore și eu am doar 3. Și în orașul orcilor ne trebuie o grămadă. Hai din nou. Deci acest lucru aș putea să-l fac offline. Doar să găsesc Black Ore, dar cred că o să-l fac pe live. A
spus că e sus la etaj ce aici. Goblin Bone. Se pare că Whisper nu adună. Scoatem și o torță să vedem cum trebuie. Trebuie să mai găsim și un fort în castel prin Valley of Mine. Ok, hai să luăm cu grijă, mergem la etaj. Hai să ne uităm pe aici, pe la rafturi. Nu-i nimic ea. Ok, aici nu-i nimic. Ce bibliotecă, ce găsim? Search. Nu am găsit absolut nimica. Ce acolo nu putem intra, nu putem să deschidem. Aici e un pat. Aici e un chest pe care l-am mutat. Aici nu este absolut nimic. Master Thief Sword, uite, am găsit o sabie. Ah. Era bună la început, acum e destul de slabă. Băi, da, Black Orb, unde mă? Trebuie să găsim încă două bucăți. Hai și mai mergem sus, mai un etaj. Ia să vedem pe aici, nu este absolut nimic. Aici. Aici nu e nimic. Ancient Healer Tablet. Ia aici sus pot să mă sui, da, uite că pot să mă sui. Hop. Mai sus nu pot să mă duc. Hai să căutăm și pe aici. Avem grijă să nu picăm, că dăm cu deces și... Nu-i bine că n-am mai salvat. Am putea activa și piatra asta de teleportare, dar nu. Nu trebuie. Aici, pe masă? Nu. Ce nu-i nimic? Nimic. Nimic. Păi și de ce ziceam acolo că găsim Black Orb? Deci nu e absolut nimica. Hai și la paladini, teleportul la castel. Sunt câinele în pace, nu mai avem nevoie de el acum. Să stea la loc, să stea chill. Băi, Milton, mai zici ceva? Nu, nu mai zici absolut nimic. Aici în castel trebuie să mai găsim două bucăți de Black Ore. Hai să le căutăm. Ok, eu n-am mai salvat de 5 minute. Ce nu-i nimică. Whole chest. Asta nu pot să deschid încă. Ce nu-i nimic. Hai să luăm și pe acolo. Deci explorăm fiecare colțișor. Save. Dobar. Hey. Nu mai zice nimic ca Dobar. N-ai tu nimica. Ia pe aici e ceva. Intră, nu este absolut nimica. Hai în castel. Hai dăm o tură prin camere. Ceva Black Orb pe aici. Ce am castel pe un sertar ceva. Dar eu am explorat aproape tot și nu am găsit. Master Key, ok. Se pare că am explorat, dar n-am luptat tot. Laptele ăla lasă acolo că e suspect. Old chest, bed, ok, nu ne trebuie. Aici pe raft nu găsim absolut nimic. Aici nici atât. Haide-te la o parte.
Aici, pe măsuță, nu-i nimic. Intrăm aici și închidem ușa, doar ceea ce Snight o să vadă. Cred că nu vede prin ușă, nu? Nu vezi. Stai acolo. Să vedem pe aici. Black Ore. Nu, aici am lutat tot. Nu mai e absolut nimic. Hai să ieșim afară la terasă. Dacă mă sui aici, pot să mă sui sus? Nu, nu merge. Deci și camera asta e goală. Aia e goală, aia e... Și mai avem două camere. Asta e camera de la Gomez. Trebuie la urmă aici. Mai dăm o tură. Păi, dar nu mai nimic, deci... Ok, hai din nou la Gomez. Uite și pe aici. Nu. Ar mai fi camere de la warehouse, o să mai mergem o dată, dar... Și Ghost of Gomez, deci nu, nu. Deci ne trebuie cheie. Aici în spate la butoaie, nu? Ia să vedem. Hai să luăm pe aici. Pe aici, pe jos, nu e absolut nimic. Pe raft, nimic. Colo, nimic. Da, normal și corect ar trebui să le adune Wisp-ul. Deci nu e ceva quest item. Ce asta? Lor, era în aer. Ceva clou, ghiare. Deci am ajuns sus, fix în turn. Tu far away. Trebuie și aici o cheie. Și Black Ore nu e aici. Ar trebui să omorâm și orice din jurul castelului. Castel. Nu, 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 nu. Nu la pasaj. Aici, în față. Avem câteva camere pe sus. Black Orb pe aici. A? Nu e. Nu am cheia nici de aici, ia să vedem. Tu ai cheia. Că uite orice acolo jos. Hai să mergem la etaj. Aici? Bă, nu e, bă, nimica, nu, deci nu e. Engor. Hey! Ai ceva de vânzare Black Ore, ceva? Nu, nu, n-ai nimic? Nu, n-ai. Live-ul anterior ne-am descurcat destul de bine. Am făcut ceva quest-uri. Acum stai și căutăm. Hai sus. Salvăm. Black Ore, unde găsesc eu Black Ore? Honey. Găsi miere. Nu-mi trebuie mie miere. I need Black Ore. Nu, nu. Hai venim mai târziu aici. Hai să explorăm totul. Deci, tot. Ok, aici mergem un tur sus, deci nu e nimic acolo sus. Pe aici nu este absolut nimic. Black Ore pe aici, pe undeva, prin spate, nu. În Fort Asghan m-am mai găsit acolo în depozit. Să mergem și acolo.
Da, nu, aici e un chest, ăsta l-am mutat, deci nu este absolut nimic. Deci în primul run care l-am dat, fine, nu l-am terminat, găsisem o grămadă de black ore. În runul ăsta, slăbuț. Foarte slăbuț. Uite cărbune, ok, am găsit un cărbune. Aici n-am mai găsit nimic. Aici? Nu. Deci nu-i nimica. Oh. Și nu mai e nimic. Suspect. Câți bani mai avem? 16.000. Hai să mergem unde să mai mergem, mă. Ce stresul le-am mutat, dar le-am mutat. Ok, hai să mergem până la urci. Oh, ne teleportăm, fai frumos. Teleportul. Orcs. Unde sunt tabăra urcilor? Teleportul în Nether, ok, City of Orcs City. Nu, fără teleportare aici. Unde e orcul? Urcaras. Urcaras. Tu ești orc normal, Urcaras e aici în spate. Nu, stai că iar mă pierd. Urcaras e aici pe stânga. Fix în față. Fai de mine. Urcaras, unde ești, mă? Fix aici. Nu e nici aici. Vedeam, m-am teleportat în centru. Uite-l aici. Nici luăm o nouă misiune. Trebuie să-l dăm focul că... la proviziile pe care paladinii le iau în warehouse, teleportul, another, Corinus, nu, Valley of Mai la castel. Dormim până seara. Dar paladinii ăștia nu se prind, băi, că eu am mult în spate și sunt mână în mână cu orice, nu se prind. Bine, dormi de ce ori? Hai că-i două noapte. Nu, shit. Încă două ore. Finish. Hai să dăm foc la mâncărică. Putem să zicem că le-am prăjit mâncarea. Și la propriu și la figurat. Hai să închidem aici. Nu, ui spletat. Ești de aici. Opa. Ia să vedem... Food Paladin. Deci o să le aprindem o torță, dar înainte de asta hai să vedem dacă mai găsim Black Orb pe aici. Deci explorăm tot. Că nu știu dacă mai pot să intru după aia. Deci aici nu-i nimic. Aici am lootat tot. Și nu este absolut nimic. Ok, deci nu-i nimic. Opa, așa, hai să aprindem torța. Data. F6, hai să mergem în orașul orcilor, vorbim cu oricare, îi spunem, băi, am finalizat misiunea Iron City. Ne hidratăm. Ok, Urcaras. Unde ești, Urcaras? Normal și corect, tu ești mai în față, nu? Ești fix aici, după dâmbul ăsta. Fix aici, pe dreapta, da. Uite, am învățat și eu, da, uite-l aici. Gata, ne-a dat foc. Respect cu orice plus 20. Just need my help.
Если человек выполнить его, тогда разведчики Уркар разговорит. Band of Paladin near the coast. Okay. Уркарас не знает, как те оказаться там, их планы. To learn to break back into the castle. И что? Человек еще не догадался. Версия Мурун. Да. Я разберусь с ним. Добрый. Нормал. Жукам ку орчи. Am făcut o greșeală când i-am dat eu aia, cum îi spune, scrisoarea la... Am dat scrisoarea lui Garond. Nu trebuia. Ok, fix pe coastă. Dar care coastă, mă? Fie aici, lângă oraș? Ia să vedem. Teleportul... Nu la mină. Valley of Mine la New Camp. Ci că e fix pe coastă. Un grup de paladini. Hai să facem nani. Să mierlim paladinii. Ora 11. Hai să căutăm grupul de paladini. Located near the coast. Fi coasta asta de aici. Ia două secunde. Bagă focul, scoate marcul. Deci pe partea asta nu e. Mai avea coasta de asta de aici unde erau lor cării. Ia două secunde, de trebuie să explorăm. Nu mai știu, nu e pe aici. Am luat-o greșit. Hai prin stânga. Deci mai e coasta asta de aici. Dar nu cred că avem paladin noi aici. Avem paladin pe aici. S-or fi acolo sus la hunteri. Ok, trebuie să explorăm. Near the coast. Pe aici jos e orașul orcilor, ok. Fi pe coasta asta, nu? Ce sunt hunterii. Ia să vedem ce paladin vor să ajungă mă acolo. Marcos. Eu vreau să văd ceva, dar băi, dacă eu ți-o dau ție, Marcos, poți să-ți iau capul. Trebuie să încerc asta. Ok. F4. Put away that urine for it now. Ну как, нравится? Что, больно? Так идеально. Ты хуже бабы. Опа, ща. Да, не требуй капу там, мол. То не ела капу. Там ничего нет. Да, ну мерджи. А меритат инчеркат. Ok, deci nu sunt ăștia. Dacă am mulul, oricine nu mă atacă, asta e destul de bine. Și ce paladin mă pe coastă, mă? Fugi! Fugi, mă! Stați acolo, nu veniți încă. Ok, ce paladin. Located near the coast. Near the coast. O fi coasta asta de aici, mă? Hai lăsăm ortreiul. Băi, ești nebun. Am zis că i-am mierlit pe ăștia, dar nu i-am mierlit. Căutăm paladini.
fugi. Hai F4. Scoate sabia. Получай, тварь. Ok. Unde se pala din inima? Ar fi pe aici. Fi paladinii de la... Nu, mă, că e detachment. Nu, nu, nu. Trebuie să fie un grup mic de paladini. Dar dacă Scarlet nu mai știe... Ce să facă? Aici era oricine, n-au cum să fie paladini aici. Ok. La turnul Xardas pe acolo oare? Unde sunt ăștia? Voi sunteți oare? Alberto. Yeah. Nu, nu, nu. Hai la... Nu sunt pe aici. Suntem aici la pasajul ăsta, aici am fost, n-am fost. Ceva paladini? Ok, nu sunt paladini aici. Don't touch it. Chiar v-ai văzut ceva... Ai văzut, mă, niște paladini? Unde sunt, mă, paladinii la coastă? Hai că asta-i culmea. Băi, hunterilor, ați văzut ceva paladini? Talbin, nimic. Near the coast. Hai să echipăm ulumul. Până la ce coastă? Destroy the detachment of the paladin located near the coast. Bine, mă. Fix la coastă. Ar fi paladinii ăștia de aici. Dar nu, nu sunt, nu sunt pe coastă. Și dacă nu sunt pe coastă, nu sunt, nu sunt ei. Ce oraș orcilor? Nu. Am completat misiunea. Mai mult ca sigur. Orc Shrine complete. Cred că misiunea asta a fost dată de șaman. Da. Trebuie să vorbim cu șamanul. Mai completat o misiune fără să vrem. Ok, ceva oricum nume. Cine vrea, cine vrea o poțiune de strength? Ia zi, tu vrei tu? Nu vrea. Подожди минутку. De ce să nu vorbești, ok. Safe pe 13-4. Pe coastă normal și corect coastă de la orice vine în stânga. Hai să mergem sus pe aici. Hai să fugim. Oh, nu, da, mine cam ulu-mulu. Orgul ăsta n-are haz de necaz. Ce paladin, mă? Pe aici? Grup de paladini?
Ceva pare din pe aici. Pui mai niciun paladin. Deci în live ăsta doar ne plimbăm. Maxim am completat câteva misiuni. Dar în rest ne plimbăm și cam atât. Ăștia de aici oare? Ia. Hei, tu! Voi, mă, băieți. Uite, am mai completat misiunea. So you know, you should do. What do I mean? Ten grown. Me and us, I am come then. About, yeah, it's still. No problem. When I get to the castle, I'll give the ring to Udar. Good. The magic of the. How's your. Uite, am mai luat o misiune de aici, lol. Și eu am vorbit deja cu ei. Fed, ai hey. Ceva de zis? Are you all snapping? Îți dăm ringul lui Strike. Hai să-i dăm inelul lui Strike. Teleportul caster. Strike. Strike e fix aici afară, nu? Uite, asta e Strike. Nu, asta e Sengrat. Yeah. Găsește-l pe Strike. Tandor. Eu Strike pe unde ești, mă? Ignite. Need to find the Strike. În castel. Herald. Ăla-i Brutus de acolo, nu. Strike. O fi gardianul de la poartă? Nu, nu, nu. Nu e gardianul. Ignite-ul. Se pare că acesta e la locul lui Cliff. Ignite. Auric. Percival nu mai spune. Garund, zici ceva? Nu. Bă, da, Strike, unde e, bă? Hit. Yeah. Can you sure? But this ass. What about what if can you no? I want to. Da, nu vreau să învăț. Am completat câteva misiuni. Hit. Yeah. Da, mă, uite, hit strike e cam aceeași chestie. It's supposed to protect you. Ten Gron says he'll come and get it once he's back. What? Do you know what ring that is? He got that ring as an award for his courage in battle. You say he wants to get it back? If it's the will of Innos, he is going to. If it's the will... I heard that you... If they... Teach me how... Scrap. I am the greatest. Well, if you... I want to look... Well... No, no, vreau să învăț. Orc. Trebuie să vorbim cu paladine și abar n-am pe unde sunt. Hai totuși să mai completăm din misiuni, să nu mai pierdem timpul. Detachment. Mergem la orci. Teleportul City of Orcs la Shaman. Vorbim cu domnul Shaman. Cred că tu-i șamanul, nu? Da. Trebuie să vorbesc cu tine. Primite respect cu... Orcii. Dark Ritual. Unul de Tejmint of Bragdato, Large Swamp, ok.
И тебе не. Окей, deci a trimis un mic grup de orci în swamp. Trebuie să aflăm ce s-a întâmplat cu ei. Hai totuși, ea vreau să văd dacă dau, lutez acest chest. Nu, de ce nu? De ce am dat luat? Bă, du-te, bă, de aici. Ah, ia uite, foarte tare. Ce bine că am salvat. I wanna save the game. Ăștia sar la bătaie. Ok. 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 Uite acum, lutează Whisper. Când a venit prima dată aici, nu luta. Bă, hai să zicem lucrarea asta, că am dat foc la mâncare. Ok, eu luăm pe aici. Și urcarea se fix aici. Hei, tu! Da, i-am zis, mă, i-am zis și ne-a dat misiunea asta. Pe coastă, unde, pe care coastă, or fi paladinii ăștia că nu i-am găsit. Fi pe coastă spre mina? Cine știe, habar. Teleportul. O să zicem și ne avem pe aici. Hai să mergem la Fisk. Fisk e în Jarkendar. Teleportul. Jarkendar la... la pirați. Nu la pirați. La... library-ul. Dar nu cred că am activat piața de teleportare de la... Ba da, am activat-o de la bandiți. Hello, Demare, and welcome to the stream. The Gamer. The Gamer. Hello there. The portal, no portal, I wanna go to the bandits. Bandits camp, where are you? Swamp, no, no swamp. Let's go and talk to Fisk. We're gonna say hello from Radford. Red. Am primit câteva iteme. De fapt, am primit un pachet. Îl vom păstra. Ne vom teleporta la... Ok, venim aici. Echipa Sabia. Hermit, mai zici ceva? Nu, nu mai zice nimic, aia Saturas. Tu mai zici ceva cumva? Nu, nu, Saturas nu mai zice absolut nimic. Nici aș jos, cred că în hău ăsta o să găsim... Oare dacă s-ar mor? Hai să încercăm. Câine, du-te tu primul, bine? Pe pasiv. Geronimo. Uite că n-a murit. Cred că aici avem un boss battle. Da, da, e boss battle. E ceva pe engine puternic pe aici. Îmi vine să strănut. A, mă, că-i dăm. Nu e de damage pe engine-ul. GG. Dar Black Ore. Black Ore. Piece of Tropical Bench. Ok. Ăla-i quest dintr-un item.
Că e quest-ul cu crossbow, cel mai tare crossbow din joc. Da, Black Ore. Tot n-am găsit. Of. Hai la pirați. Yeah. Abigail nu mai zice nimic. Skip-ul nici atât. Ce de vânzare. Și acum să mai găsim două bucăți de o Black Core în cufăr la Capitanul Drake, dar și eu știu că am lutat. Și mai avem un cufăr fix aici. Sunt pe pasiv. Și știu că nu. Mai e aici un cufăr. M-am înșelat. Și aici am lutat tot, deci nu mai e absolut nimica. Și cufărul la Capitan l-am lutat. Da, deci e lutat. Haide în Fort Asgan. Fort. Hai să vedem Black Ore. Trebuie să găsesc Black Ore. Bine că nu m-a văzut nimeni. Knight. Chem. Кто пустил этого наёмника сюда? Am mai uitat mult la mine. Ți-ai blocat privirea pe mine? Ce găsim în cufăr? Doar îl deschidem. Ăștia o să sară la bătaie. N-au haz de necaz. Ok. Black Ore? Ceva Black Ore pe aici? Nu. Ok, deci pe aici nu putem să intrăm. Uite-l pe Fingers. Tu cu Inos? Nu vreau. Hai să dormim și încercăm să intrăm aici în fort. Safe, salvăm pe 20 pe 19. 4 dimineața. A luat sleeping bag-ul. A luat, uite, ok. Nu stă în față. You don't want to go? All right. Ce asta, mă? De ce a sărit la bătaie? Chizio e puțin mai complicat. Кто пустил этого наемника сюда? Nu, stai cu minte, bă. Nu, s-a băguit. Și-a revenit. Ia să vedem, nu e acolo, deci ne vede. Și dacă am intrat fix acolo, ne văd. Deci se face întuneric.
Dormim aici, hai să dormim. Mă, de ce nu merge? Eram pierdut ăla. Shift V. Hai să vedem la ce ore se schimbă ăștia de aici. Trebuie să intrăm să lutăm. Dar e ăsta fix aici și Ryan și ne vede. Теперь всё. Ok. Ia. Hai să mergem să luăm. Avem 4 poțiuni de Oblivion. Sau de Dream. Poțiuni, 4 speluri. De Dream. Avem Dream, decât 2. Hai să vedem, să încercăm cu 2. Dacă putem să facem ceva. Ok, dăm un Dream aici. Un Dream aici. Vom da un save. Intrăm pe Tiptil. În jos la subsol. Vedem ce găsim noi aici. Te-am găsit Black Ore. Am găsit un Black Ore. Acum avem 4. Ne trebuie o grămadă. Cred că ar trebui să salvez, zic. Da, hai să salvăm. Am dat lovitura. Deci găsim un chest. Ia să vedem ce găsim în acest chest. Black Ore. Găsim Black Ore-ul ăla. Meat mushroom. Am găsit doar un Black Ore, pe bune. Trebuie să găsim mai mult. Uite aici, încă un chest. Puțin. Cam slăbuț aici. Încă un cufăr. Black Ore. Am găsit 3 bucăți de Black Ore, foarte bine. Am dat lovitura. Deci în Fort Asgan aici am găsit, de fapt, un depozit. 3 bucăți de Black Ore. Deci bine. Hai să lutăm tot. Deci tot. Sunt foarte bogați ăștia. Mama mia, ce e aici? Hai să deschidem cufărul. Aici încăperile astea două. Ceva aici? Nu, nu-i nimica. Aici? Nici atât.
Hai să nu activăm mur 3. Opa, așa. Câte black ore avem? 7. Pe aici am fost ore? Nu, n-am fost. Hai să luptăm acestul. Hai să luăm și pe aici. Și mai avem o cameră fixă aici, în dreapta, cu un cufăr. Deci partea asta e liberă, da? Deci am curățat tot. Acolo nu mai e nimic. Pe aici am curățat. Hai să luăm pe aici. Dăm așa un tur. Hai frumos. Aici deja m-am blocat. Nu mergem în față. Aici e turnul. Deci pe aici coborăm. Pe aici am fost. Și am găsit black ore. 4 bucăți. Ce foarte bine. Aici am curățat tot. Ok, da, deci e finish. Deci nu mai e absolut nimic. Nu, nu dai, nu da summon, mă. Să ne teleportăm în Fort Azgan, teleportul de fort. Să dormim până dimineață, până la ora 8. Yeah. Ok, ia să vedem, generalul de sus mai are ceva de zis, dar nu cred. Am terminat cu fort, deci Lord Varus. Da, deși nimic. Hai să mergem la Xardas, ia să vedem ce misiune mai. Ar trebui să salvez teleportul Valley of Mine la mănăstire, de fapt la ruinele mănăstirii. Și mergem înapoi la Radford. Ok. Asta că e prea departe. Summon la câine. Ea vrea să vorbesc cu Wisp. Wisp-le, unde ești? Rare plant. Tablițe nu. Ieși, ce-am făcut, mă? Find me. One magic core. Anything you can find. Two magic core, ok. Nu. Hai la Radford. Două secunde, revine Scarlet în minut două.
Hai că a revenit Scarlet. Hai câinele în spate. Nu, fuck. Am picat jos. Hai să mergem la Radford să-i transmitem salutările din partea lui Fisk. Pentru a ajunge în soamne trebuie poțiuni de poison, anti-poison și eu nu am. Radford ar trebui să fie mai în față și fix aici pe dreapta, puțin pe la stânga și dăm de el. Fix aici la focul de tabără. Azi transmitem salutări din partea lui Freaks, Fisk. Hey. Radford, wake up. Hai să vorbim. Ok, i-am dat pachetul. Am completat încă o misiune. Ok, Sword of the Leader. Câte 5 piece of black cork. Hai să craftăm și... Nu, stai, că trebuie să echipăm ulumulu. Ulumulu F6. Să craftăm și sabia orcului leader. Teleportul, Orc City, Shaman Mine, Input. Ia să vedem la Input, unde ne dai, mă? Ha, Barnab. A, da, e bine pe aici. O vom lua pe aici, pe dreapta, și pe dreapta o să găsim Fierarul. Domnul Fierarul, unde se află? Bine că lutează Wispul acum. Uite aici. Hai să vorbim cu domnul Fierar. Hey. Haștor, ți-am adus aurul. Primim și Black Ore. Am primit sabia. Ia să vedem ce armă are. Bă, destul de faină. 350 de damage, destul de praf. Dar e bună. Acceptabilă. Și sabia este pentru Urtral. Isdom of the Guardian, ok. Orc Mercenary. Ok. War Trophy for Farok. Orc Urshak. Ok, Soul Crystal with Power Mine and Ore. Free Mine Exploration. Trebuie să mergem și acolo. Păi da, cool. Ăștia sunt cărbuni. Large area amount of coal. From the old ore mine. Ok. Pirate stash. Ok. Păi da, avem o grămadă de misiuni. Guild of Merchants. Ok. Cred că am luat rețeta aia. Hai să ne teleportăm la New Camp. Teleportul Valley of Mine la New Camp. Am fost acolo în peșteră. Ținem ulumulu echipat. Nu, da, ba, să-i dau summon la câine, hai să-i dăm summon. F4. Echipăm sabia. Deci, rețeta pentru Cypher e fix aici în mine, dar știu că am fost și am curățat-o. Deci, mai mult ca sigur că am și luat-o. Ia să vedem. Da, am luat-o. Deci, eu aici am luat-o, dar de fapt am luat-o, am minat. Ok, să luăm pe aici. Să vedem ceva, orice pe aici, orice șopârle, de fapt. Erau șopârlă războinica Merlito. Hai pe aici. Nu vii încă. Nu faci damage, dar... rezist. Nu. White Wolf.
în poțiune de viață, salvăm, ne dăm un save. Sine, cât e ceasul? 2 secunde. Să luăm telefonul. Opa, așa. Hai că se poate. Ia, vreau să dau cât de damage dau cu arcul. Bă, dau un damage destul de mare. Nu mă așteptam. Ok, uite, un Dragon Lizard. Ah, bă, 385, hai că e bine. Un Ice Golem. Dă destul de tare Ice Golem, dar și eu dau bine cu săgeata. De, având în vedere că sunt săge simple. Au, mai te mișcă. Ceva Ice Golem pe aici. Dragon Lizard. Pe acolo sunt orcii. White Wolf. Ice Golem. Mamă că rezistăm. Ar trebui să salvăm. Hai să salvăm. Scoatem sabia. Hai la golem. Mai vine încă. Caput. Să vedem pe aici ceva monștri. Uite aici un White Wolf, ok. Un golem. Asta. O să mergem și la mod. Hai să ne urcăm aici sus, să vedem dacă mai găsim. Hop, așa, fix acolo. În ce găsim mai? Găsim și noi ceva, un cufăr, acolo e dragonul de gheață, nu mergem acum la el. Mergem când o să avem Eye of Innos. Deci niciun cufăr nu mai e. Oh, uite, ba da, uite un cufăr. All chest. Normal și corect ar trebui să mai avem 2 bucăți de black ore, nu? Da, 2 bucăți. Mai trebuie să găsim. Ce mai avem nevoie de foarte mult black ore. Opa, așa. Să vedem, e ceva aici. Ceva monstru. Scoatem și o torță. Key snaps. Că am găsit băutură. Foarte bine. Băutura asta o transformăm în alcool și facem poțiuni de viață. E ceva cufăr pe aici? Nu e. Hai de sus la etaj. All chest. Deschide-te, l-am deschis. Ok, 2 mase de alchimie, dar suntem bine. Era gata să decolom, ne-am luat zborul și mergem sus la etaj. Nu avem niciun chest, hai să ne suim sus aici. Să vedem dacă putem să sărim. Ah. Sus aici. Și apoi sus aici, sus acolo. Nu pot să mă sui, dar nu este nimic acolo. Nu-i bai. Băgăm torța la loc. Da. Scoatem sabia. Uite, un Dragon Lizard. Hai să dăm ori 3-ul. Ia să vedem ce e pe aici. Hai totuși să curățăm aici. Deci, facem curățenie. Un White Moritan are 3000 de viață. Ne descurcăm, nu-i problemă. Câinele este pe pasiv. Lăsăm pe pasiv. Hai să scoatem sabia, să-i dăm sabia. Ia să vedem, mai e ceva pe aici? Dragon Lizard. Da. Hai să facem curat. Și când o să venim direct la dragon, o să avem curățenie. Deci... Hai că te dau cu arcul până vii la mine. Foarte bine.
Să sperăm că nu targetăm dragonul. Ok, White Wolf, vine încoace. Uitați dragonul acolo, se plimbă și el. Foarte neliniștit dragonul. Cred că își protejează Muritanul. Hai să salvăm. Am dat save pe 18 și pe 17. Ok, venim aici. Avem un chest acolo. Să vedem dacă putem să-l deschidem. Old chest, ia să vedem. Pare că ne trebuie ok. Pe care efectiv noi nu o avem. Acolo mai avem un chest acolo sus. Haide, hai ușor pe aici. Ia, ăsta pot să-l deschid? Da. Bundle of document. Deci am găsit o grămadă de documente. Ia, hai să vedem. Ce documente am găsit? Ăsta cred că e pentru Saturas, mai mult ca sigur. Hai să echipăm Ulu-Mulu. Ulu-Mulu, Mulu-Ulu. Hai, lutează tot. Black Orc Warrior. Avem grijă pe aici. O, salutare, Chris, și bine ai venit pe live. Ce faci? Opa, opa, vino sus. Hai să mergem sus. Cum merge? Merge foarte bine treaba. O singură întrebare. Uite, am primit o misiune de la Urcaras. Dai să merg mai sus, că am o grămadă de misiuni. După ce am dat foc la mâncarea paladinilor, uite, am primit asta, difficult choice. Și mi-a dat Urcaras ultimul task și trebuie să omor, să distrug un detachment de paladin care e located near the coast, pe coastă, înțelegi? Băi, și am fost, am explorat și n-am găsit paladinii ăștia. Și mai una de la, încă un orc, de la Farok, trebuie să aducem capul unui paladin sau unui om, înțelegi? Și n-am găsit niciunul. Am încercat să iau eu capul lui Albert și n-a mers și acum am venit aici la mercenari, unde au fost mercenarii din Gothic 1 și uite un chest. Și mergem în mină să o curățăm. Trebuie să găsim și cărbune pentru Dobar. Cred că am doar o bucată. Am fost în Fort Asgan. Acolo jos unde au paladinii comorile și am găsit 4 Black Ore. Am făcut arma pentru Urthral. Am completat misiunea cu cele 3 shrine-uri de la, cum îi spune, de la orci. Misiune dată de șaman și trebuia eu să aduc, cum îi spune, scrisoarea lui ăsta de aici. Nu trebuia să o dau lui Garund. Și unde e, mă, orcul ăla, ăsta? Nagshor. Salut. Greetings, orc. How are you? I don't. Ok, next. Mai zici ceva? I need to talk to you, orc. Orc Harbar. Зачем он? Come here. I have no idea. Теперь. Hu, ce bine, a zis când dă. Păi știu că sub mănăstire e Albert și aia. Aia ar fi paladinii și care trebuie să le dăm. Și la trecătoare. Deci se spamânează în vale. Ceva piatră de teleportare pe aici? Să activez? Să nu mai au la pas? Hai întâi la fratele nostru, Mud. Știți foarte bine ce bătaie dădeam noi în Gothic 1 și acum a ajuns mare, mare om. Hai, pe unde era? Pe unde ne seamă? Hai, Geronimo. De unde dau eu Geronimo, mă? Nu cred că e aici. Cred că trebuie să avansăm mai sus puțin. Da. Nu e pe aici. O să mergem să-mi alin și milițienii ăia. Opa, așa, am pupat zăpada.
Aici în față mai avem o grămadă de orci. Oho, uite, uite goldul. Iron vein. I-am dat lucreole. I-am dat lucreole 20.000 de gold. Ca să mă învețe limba demonilor. A treia să eu fac eu achievement-ul ăla. Free Mine Exploration. Am completat misiunea dată de Garond. Uite câinele, stai cu minte. Stai cu minte că n-am gust bun, ok? Nu veni la mine. Te strigi la burtă. Da, stai acolo. Nu veni încă. Ok. Câinele stă acolo. Și aveam ori 3 activat. Era gata să dau cu deces. Pot să mă cațăr pe aici? Nu pot. Free mine. Aici o să mai găsim, uite, un snapper. Scoate sabia. Nu, sabia, mă, scoate sabia. Scoate sabia, nu, dacă pun un boy names. F4. F4. Așa. Hai, mai ești maker, vin încă. Nu mai alerga că îmi consum stamina. Uite, mă luat pe la spate, mă. S-a băguit în textură. N-am mai salvat de 5 minute, hai să salvăm. Deci am lălăit-o. Ignaz Salandril și Constantino nu-mi vând poțiuni de... Nu-mi vând poțiuni de astea pentru rezist împotriva la poison. Rezistență la o travă. Să-i omor capul ei, îl dai la orb și gata. Dar cu paladinii nu am înțeles cine ți-a dat quest-ul Urcaras. Deci e ultimul task. Difficult choice, uite. Urcaras has given me one last task. Da, pe unde era mă ăsta mad? Nu pot să mă sui pe aici. Ei, stai bă că am sabia, vin orice așa pe mine. Dar stai că putem să-i batem pe ăștia, nu-i problemă de război. Era gata să pic. E bine că pot să mă ridic. Turnul sub munte. Dar nu știu cum urcai pe acolo. Îi dăm noi de cap, nu-i bai. Opa. Ai mers fix prima dată. Nu era aici în valea asta, pe aici sus. Eu pe aici știu. Și mai găsim și black ore. Ai sus pe aici. Nu, așa, nameless. Te agăți. Așa. Aici sărim. Și fix undeva pe aici trebuie să fie black ore. Uite, vezi, am mai găsit un black ore. Da, sus e bine. Stai că nu mai pot să ies acum. Hai să echipăm mulul F6. Să nu avem probleme cu orice. Amă. Cum avem 3 black ore? Ia să vedem, să verificăm. Da, e bine, ne mai trebuie o grămadă. Amă, băi. Hai sus. Sus. Aici sunt orci și nu vreau la urci. Ar trebui să intrăm în mină. Cineva de afară cu petarde. Dar orice așa putem să-i batem, deci... Putem să le-o dăm. Hai să-i curățăm. Venim fain frumos pe aici. Grijă. Deci e un warg acolo, să avem grijă. Dăm un save. Și hai să ne facem de cap. 5. Summon câine. Bagă magia la loc. Nivelul 59. Am avansat și eu și câinele este 81. Amândoi am avansat. O lăsăm pe activ și moarte la orice.
Uite, Wargu, îl vedeți? Nu-l mai vedeți, e magie, mă. Hai, și-o pe ei. 305 damage e puțin cam mic. Dar dacă voi scoate sabia, voi face un rahat. Bagă, mi-a băgat-o el înainte. A fost mai agil, a dat mai repede ca mine. Încercarea cu numărul 2. Lăsăm pe activ, punem sabia. Hai din nou. Bă, câine, ce faci, mă? Dă-mă în el, mă. Uite, Wargu, nu veni înapoi. Du-te la bătaie. Shift-e. Scoate de arcul, mă. Așa. Little Black Orc. Bă, e bine, câinele rezistă, are rezistență foarte mare. Trebuie să avem grijă la șamani. Deci Fire Protection îmi dă damage sub centură. Orc Warrior. Hai să intrăm cu sabia. Localizăm șamanii. Deci, ce-l stă șamanul acolo, mă? Și când mă vede pe mine, dă cu magie în mine, nu? Ok, nu mai dă cu magie. I-am rezolvat. Și mai avem aici, uite, un chest. Hai să lutăm. Y și după aceea apăsăm pe V. Magic Core, foarte bine. Aici ce găsim? Nu găsim absolut nimic. Acolo mai nimic. Acolo un shrine, aici un turn, ceva urc acolo. Ia să vedem, e ceva urc pe aici. Haideți, nu vă fie frică, ieșiți afară. Vreau doar să mă joc cu voi. Elită. Hai că nu ești așa de puternică. Ok, uite un varg. Neapără cu mine. Sunt pe pasiv. Adună whisper și face de cap pe aici. Și... unde am ajuns noi? Ok, aici suntem sus. Suntem sus, e foarte bine. Nu. Hai să curățăm mina. Păi da, whisper-le. Uite, ai plante, adună-le. N-am băgat bani în tine degeaba. O luăm fain frumos pe drum. Scoatem siringa și hai să le dăm paracetamolul. Ia uite. Vrei și tu paracetamol? A, ia știi. Foarte bine, eu ce cum ești. Hai, veniți încoa. Hai, lăsăm pe activ. Ia și tu paracetamol. Stai că ăsta-mi dă cu o aspirină. Nu-i bine, ne ferim. Aspirina dă mai mult damage. Șamanul, nu mai e șamanul. Șamanii ăștia sunt nenorocire. Uite doi acolo, ce faceți, mă, în grup acolo? Veniți pe mine, hai. Nu mai scoate arcul, mă. Dacă îl scos și eu, zic că dai cu deces. Vai de mine câte săgeți vin în mine. Ia să vedem. Hai, veniți încă. Să vedem cine are săgeata mai puternică. Nu, fii atent că era gata să pic. Dar mai e câinele. Cred că a murit. Da, cu deces. Câine, time to... Du-te și fă-ți de cap. Bagă viață. Hai să salvăm. Nu putem să salvăm. De ce nu putem să salvăm? Că dă ăsta cu arbaleta mine. Foarte puternic. Mai e orc acolo? Nu mai e. Să vedem dacă avem un orc la etaj. Am venit să-ți dau anestezia. Oh, ce mă targetează ea de acolo. Chiar aveți range-ul ăla atât de mare? Ia mă, uite că și eu am range. Bă, dar moare câinele ăsta destul de repede.
Hai, lăsăm pe pasiv. Uite acolo. Ah, mă, m-am prins. Hai să dăm pe R. Pe ori 3, de fapt. Am. Mai te mișca, orcule. Lăsăm orcul ăla pentru desert. Ok, hai să ne suim sus. Ar trebui să mai avem câțiva orice aici sus, la etaj. Uite, la aici mă așteaptă direct cu Buster, ca... Bam! Nu mă prinzi, să dau înainte. Ce mai avem un orc warrior, cel mai tare orc din tot jocul. Am dat o bucată și am mirlit. Era gata să fac o prostie și să dau game load. Vreau să dau save, mă. Save, lasă-mă să dau save, te rug eu frumos. Uite, încă un chest. Da, dar nu știu când. Ha, mă, de ce nu mă las să dau save? Ești chiar culmea. Poate mă trola jocul și nu mă lăsa să-i dau save. Nu știu când o să-i dau upgrade-ul, că am vreo 4 inimi. Ok, aici e o masă. Orice au servit ultima masă înainte să vină Nameless cu seringa. Ok, hai să sărim. Hop, așa. Am pupat pământul. Băi, ce facem orcul ăsta? Băi, ce? De unde ai venit, mă? Hai, mă, șop pe el. Ești maker, mă? Tu ai arbalete și bolturi, eu am câine și sabie, mă. Vedem cine e mai tare. Câte poțiuni mai avem? Mind elixir. Oh, cred că le vând. Viață, uite viață, avem viață. Ok, poțiune de strength. Ne trebuia în orașul orcilor, dar noi n-am folosit-o pe nimeni. Dar o păstrez acolo. Hai să minăm. Zece inimi, ok. Deci avem de strâns. Eu știam că i-am dat doar una. Deci în primul run care l-am jucat tot așa, am ajuns în Valley of Mine și n-am terminat. N-am mai știut să trec. Ok, minăm și pe aici. Să sperăm că nu mai este niciun orc. Toți au dat cu deces, da? Sunteți acolo pe pământ, vă odihniți. Trageți un pui de somn. Un somn de ăsta mai prelungit. Deci ne luăm hainele de miner din Gothic 1. Și acum venim să luăm experiență. Honey. Am venit să-mi iau miere. Ok, Magic Core. Ori în 2021, ori în 2022 am jucat. Dar ți-am zis, mi s-a baguit speed-ul și n-am mai... Jucam fără DirectX și aveam 50 de FPS-uri și după ce am băgat DirectX-ul, am 100. Și da. Și ceva, cred că intrăm în mine puțin mai târziu, aș zice să mă ocup de paladini. Să văd... Mi-a zis Alexandru și mi-a zis și tu, Andrei, îți mulțumesc foarte mult. După ce voi închide live, o să-ți dau moderator. Te fac și pe tine mecanic. Asta e să deschidem. Intrăm aici. Aici avem manivela asta și putem să o deschidem, ok? Nu o deschidem acum. Deci, sau... Hai, intrăm în mină, că nu este o mină chiar atât de mare. Să sperăm că nu este mare și... Mă gândesc ce găsim aici. Și apoi mă ocup de paladini, să nu uit. Dăm un save. Sper să nu găsesc andezi. Deci... Mama mea, dă-i plin de orice ce și vreau să beau apă. Bă, ușor, mă. Ușor că avem siringi pentru toți. Avem paracetamol. Stau aici, mai mă vede cineva.
mă vede oricum ăsta. Cu minte, mă. Stai cu minte. Așa. Scoate câinele. Cred că am mai făcut un nivel. Nu, n-am mai făcut. Am băgat viață. Pe activ, fă-ți de cap, câine. Bem puțină apă să, pe căldura asta, să nu uitați să vă hidratați. Dăm un save. S-a auzit mouse-ul pe fundal. Ok, și avem gândaci la subsol. Hai să-i rezolvăm. Deci save-ul e foarte important, având în vedere că live-ul trecut am avut câteva probleme. Și am avut probleme și la net. Opa, așa. Oare ce găsesc aici? O grămadă de tăinjeni. E gândăcei. Ai, prăbușit, ok. Am zis că o să explorăm toată mina, dar băieți au zis nu. Hai încoa. Hai pe aici, uite orcul. Uite orcul, nu mai e orcul. Avem ceva arcași pe sus? Nu. Shift-e, vină ca câine, du-te, atrage-i atenția. Trebuie timpul, vin eu cu sabia. Hai de-o pun de acest black orc. Da, ăștia cu crossbow dau ca lumea, deci nu se joacă cu mine. F1 bagă viață, scoatem sabia, ăștia sunt orci normali. Am sărit pe el, l-am înțepat, a spus au. Ok, hai mai întâi pe aici pe stânga și găsim acolo jos. Oricule, visus? Nu visus, dai cu sărgeata. Hai câine, vină încă, bă câine. Cred că jos e plin de orci. Oh, da, e plin de orci. Opa, așa. Bă, fix în milă că am intrat. Opa, așa. Shift G, summon again Gina. Gina, doamne. Curaj, mă, curaj. Whisper-ul a adunat tot foarte bine, bravo. Aici. Uite, mai încolo și orice. De când lucrează gândaci cu orice împreună? Ok, oricum oriul. Asta e sus la etaj. Ce bucată mi-a dat. Se credea în Assassin's Creed să-mi dea pita de sus. Asta e elită. Fugi. Am salvat oare mină? 52. Uite aici am salvat. Ah, fix la intrare. Foarte fain. Super tare. Time to go again. Avem doar 2 gândaci. Acolo e închis. Încă un penjur. Ok, hai sus. Scoatem o torță. O luăm pe aici. Vine unul, încă un urc. Deci trebuie să vină 2. Am mai jucat, deci am 3, încă 3 episoade trebuie să le, cum îi spune, să le editez. Să le pun pe YouTube. De la premieră am eliminat regatul la verde din stânga de la sultan și am eliminat și regatul mov, mi se pare. Bă, întuneric. Întuneric beznă jos.
Опа, ще. Și chestia că cumpăr acum, ați cumpăr ținuturi de la Guildmaster. Și acum cred că am un profit de 1000 și ceva de dinari. Sau aproape 2000. Dar trebuie să faci experiență pentru lorzi. Opa. Pot să-ți dau prin perete. Nu, nu pot. Ai întuneric. Ia cu săgeată. E bine că pot să-ți dau săgeată. Ai, ia săgeata. Nu te mai feri. Targetează oricum. Câine, unde e câinele? Abar n-am. Uite un spider aici, Spider-Man. Activ. Ar trebui să salvez. Vino încă. Dar nu prea mult timp din cauza că nu am timp. Da, asta e ironia sorții. Crești mare, ai bani, ai loc de muncă. A, efectiv, să zicem că poți să faci ce vrei. Dar nu mai ai timpul ăla când l-aveai când erai mic. Când erai mic aveai timp, dar nu prea aveai bani. Ești mare, ai de toate, dar nu ai timp. Și la bătrânețe ai timp, ai, nu ai bani, ai de toate, dar nu mai ai putere. Un paradox universal. Ce să faci? N-ai ce să faci. Bagi o poțiune de viață și dai înainte. Băi, dați o grămadă de orci. Dar de ce are ăla 3000 pui mei? Păi stau aici la trecătoare și le-o deau. Completat în comisiune, trebuie să salvez. Ia să vedem, putem să salvăm? Pe 13-4. 13-4, ok. Uite, avem un orc acolo sus, pot să-l targetez, nu. Am apăsat pe ori 3, s-ar putea să mor. Da, 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 mor, fii atent. Dezactivează ori 3 că dau cu deces. Am zis eu că dau damage cu arcul, dar nu prea dau damage, că avem săgeți normale. Hai să ne suim sus la etaj. Rezolvăm pășa de la etaj. Ok, magic ore. Poți să minez? Te rog, lasă-mă să minez. Foarte bine. Și aici? Nu pot. Ah, mai ești mecher că te văd acum. Ia, ia săgeată. 3 săgeți, la revedere. Hai sus. Hai să minăm și aici. Da, e întuneric, îmi trebuia un light. Hopa, hopa. Hopa și... Acum, hai câine, hai pe ei. E singur, mă. Hai, scoate sabia. Lasă câinele în pace. Nu ți-a făcut nimic. Uite ce dă-s-a cu sabia, mă. Ia siringa. Scoate light-ul. Să vedem ce mai găsim pe aici. Oare am găsit cărbune, uite. Coral bag. Ok, am găsit cărbune, mă. Finally. Mai completăm o misiune. Găsim ceva aici? Pot să intru? Nu pot. A, sau pot? Nu pot. Care erau șansele să intru acolo? Foarte mici. Da, da, și mina asta nouă găsim și... Sau vechea mine, nu mai știu ce mine e asta. E o mină. Găseam un orc care trebuia să-l vindecăm. Ok, ia să luăm pe aici. Vedem un orc în față.
Ia sare. O bucată. Hai să salvăm. Pe pasiv. Pe 16 și pe 15. Hai pe Angel, vină încă. Iar eu pot să mă duc și mai... Oh, 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 ce era aici? Summon again. Stai mă cu minte. Ah, hai să luăm și pe aici. Ce găsim noi aici? E foarte întuneric. Ah, băi, Angel. Tu... Minecrawler. Uite, o torță și... Sunt inamici pe aici, prin preajmă. Oare pot să mă sui pe acolo? Nu cred. Da, nu pot. Ok, pe acolo sus ar trebui să mă sui. Tu stai pe pasiv, nu mai te duce. Ia, hai sus. Ok, hai și aici sus. Știi, găsim un Ancient Astronomy. Ok, am două cărți. Dacă nici știam... Nu cumpăram. Old chest. Și un chest cu... Trebuie ok. Ключа. Opa, așa, aici. De acolo. Hai, du-te pe activ. Scoatem sabia. Și gata. Opa, nu e gata. Uite pe Angel. Unde e, mă, pe Angel? Trebuie să fiu un pe Angel. Fine, nu mai e. Ok, ciudat. Hai sus. Ia două secunde, cum am făcut, da, pe acolo. Mai rugăm puțină viață, că era gata să dau cu deces. Acum am concediu 10 zile, dar na, mai la țară tot timpul. Da, efectiv, dacă stai la țară, ai ce faci. Ai de cosit, de hrănit animale, smuls buruiana la... cartof la legume, ai o grămadă la țară. Chestia că știu cum e viața la țară, am trecut și la oraș și la țară. Cum am venit la țară și e mult mai fain, deci e mult mai fain la țară decât la oraș. Oare ies din mine dacă intru pe aici? Nu, nu, eu nu vreau să ies din mine, să știi. Hai să salvăm și vedem ce se întâmplă. Deci dacă mă scoți afară din mine mă supăr pe tine. M-a scos afară. Acces violațion. De ce? End task. Ok, am primit eroare. Deci aici mergem în normal. Ok. Eu nu vreau să merg în normal. Hai să intrăm înapoi în joc. Mai avem câteva... locuri din mina asta de explorat. Apoi mergem, rezolvăm paladinii. Ia să vedem, a intrat în joc. Să vedem dacă apare și pe YouTube. Avem aici la și 9, 57 la 06. Deci asta la și 9. Ok, deci nu intrăm aici. Nu intrăm acum, de fapt. O să intrăm noi mai târziu. Hai să luăm pe aici. Misiunea dată cu Lee, cred că o am. Asta e un ținut unde găsim orice. Este un fel de normar. Dar întâi hai să mai explorăm pe aici. Sunt pe activ. Am învățat rezistențe la frig de la Lee. Și... vreau să explorez pe aici cam tot ce se poate. Oh.
Uite, mă, păianjenă, tu e nația lui de păianjenă. Ăsta m-a mușcat pe mine. Hopa, hopa, mătrulori. A, l-ai terminat de două ori, super tare. Eu sunt mai noob. Hai, mă. Adună, Whispule, te rug eu frumos. Cei namici sunt? Hai, mă, Whispule, adun și tu. Uite un schelete. Uite, cred că am explorat cam toată mina, deci nu mai este absolut nimic. Am putea să mergem să-i raportăm lui Garund. Teleportul. Valley of Mine la castel. Ok, băgăm ăsta la loc, scoatem câinele. Lăsăm pe pasiv Shift V. Da, cred că am pierdut un sacul de dormit. Și am, mi-am cumpărat altul, că nu știu pe unde l-am pierdut. Hai să dormim 10 ore, încă 2 ore. Nu mai mă uit și eu sunt bătrân. Băi, cât de bătrân ai fi, tot n-ai fi pată de bătrân. Tot mai vlaga aia în tine, voința aia să mai faci. Da, nu mai te ajută trupul. De aceea bași câteva flotări, ceva abdomene, să te menții. Dobar, ți-am adus cărbunele. Finally. De ce mi-ai dat, mă, bolturi? De ce mi-ai dat bolturi? Să le vând? Oi, cu versiunea aia mă pierd direct. E prea nouă pentru mine. Ia să vedem. Nu, tu nu mai zici nimic. Oric. Mincinosule, cum să fie, mă, tot în regulă când eu v-am dat foc la... la provizie. Am fost în New Camp. Ok, deci... ia să... Oi, dar 38 de ani e chiar foarte bine. Ești pe la mijlocul vieții. În fine, pe acolo, e bine, deci, față de 23, na, ce să zic, sănătate și mulți înainte. Ok, și două secunde, deci, voi a spus că ăștia, cum îi spune, teleportul, pasaj, deci, paladinii ăștia sunt paladinii, nu? Pe care trebuie să-i mierlesc. Misiune dată de Urcaras. Deci pe ăștia o să-i mierlim. Domn Diego și miliția. Milițienii, deci pe ăștia au-i... Opa, și... 3 milițieni? Diego, ce mai faci, Diego? Bravo. Ok, se pare câinele este deja aici. Deci doar milițienii ăștia, de ok, și știi cumva misiunea dată de Farok, War Trophy, deci trebuie să găsim the head of one of the human warrior. This work requests are not joking. Știi cumva ce... pe cine trebuie să mierlesc eu? Opa, așa. Nu, Diego, de ce lutezi, mă? L-a lutat Diego înaintea mea, păcat. Știi cumva ce cap trebuie să iau să-i duc lui Farok? Ia să vedem, mă. Mai sunt ce? Mai e ceva pe aici. Nu cred că mai e absolut nimic. Știu, dar asta cu milițien trebuie să... A, ok, da, e și capul lui. Mersi foarte mult. Am zis că nu e. Dar e și căpățâna lui pe acolo. Ulu-mulu, activăm ulu-mulu. Save.
20 și salvăm și pe 19. Teleportul. City. Mergem în centru. Aia cu paladinii nu știu mai exact. Nu, chestia, m-am gândit la paladin, deci uite. Unde e, mă, misiunea? Că zice aici, preferabil un cap de om, înțelegi? Și eu mă gândeam că trebuie să mirlesc ceva paladin ca să nu te induc în eroare și să iau capul, înțelegi? Am zis că, băi, trebuie să fie un NPC cu nume. Dar se pare că am luat capul la miliție și, da, și ducem să finalizăm misiunea. Sau vorbești despre asta? Asta cu paladinii pe coastă, nici nu știu pe unde sunt. Dar mi-a zis Alexandru și trebuie să mă uit puțin pe chat. Nu pe aici. Farok, uite, ți-am adus un cap. Reputație cu orcii plus 10. Foarte bine. Trebuie să intru pe telefon și să dau mai sus. Salutare, Harry, și bine ai venit pe live. Ce mai faci? Ce mai zici? Urcaras. Ia două secunde să intru să văd ce a zis Alexandru. De fapt, citesc chat-ul, că mi-a zis acolo și... Să văd unde a zis că sunt paladinii. Ok, dăm pe live. Băi, mai încă 8 subscriber și o să facem 300. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot. Sub mănăstirii sunt paladini și aia sunt la trecere. Ok, deci or fi paladinii ăia la coastă. Nici o aplicație utilizată recent. Da, m-am bătut cu orice în arenă, deci sunt bine. Teleportul. Corinus Valley of Mai la sub mănăstire. Să vedem. E o paladin. Aici l-am întâlnit pe Dusty. Isidro. Doamne, cât nu am mai picat ăsta, mă, în loc să meargă pe... Cum îi spune, în loc să meargă pe... Pe podul ăsta, ăsta pica în apă. Hop, așa, cum am picat eu, desigur. Deci, trebuie să fie un detachment de paladini. Unde-s paladinii ăștia, să mă? Night-ul. Pe voi trebuie să vă mirlesc, pe toți? A? Spuneți că vă mirlesc, deci... Hai să salvăm. Albert. Ăștia ar fi singurii paladini de la... cu șamanul misiune, deci... Ok, Harry, m-am uitat un pic la meciuri, apoi la Grimm și uite la tine acum. Scuze, nu am știut că ești live. Ah, stai liniștit, nu-i problemă. Șamanul ne-a dat, uite, acum după ce am adus respect la cele trei statui cu orci, ne-a dat o misiune Dark Rituals, ritualul întunecat. Și trebuie să aflăm ce s-a întâmplat cu orcii care s-au dus în swamp, dar eu trebuie să-mi iau protecție la poison. Înainte de asta, hai să le dăm caput la paladini. Vreau să văd dacă se completează misiunea, primesc ceva quest update. Ok, o să... Eram puțin așa în dubii, uite corabia și cum a ajuns corabia acolo. Nu, eu zic de misiunea dată de Urcaras. Located near the coast. Deci am fost și la Creole. Scoatem, vreau să văd dacă se completează. Oricum nu mă vede nimeni. Uite-mă aici, în jos.
Aia cu creole, ca să completăm, ca să ne învețe limba demonilor pe gratis, putem să facem achievement-ul ăla, Hand of Beliar. Nu, nu crezi. Stai că încerc, că e bine că am salvat. Karma cu Bino suntem pe minus rău de tot. Încercarea moarte n-are, dar și eu știu că nu sunt ăștia. Am. Adună whisp-ul. Vino să te trăznească, lasă că în Gothic 3 nu mai vorbea cu mine după ce am distrus artefactele. Deci e bine că am salvat, nu? Ai în orașul orcilor F6. Teleportul Orcs City. Vorbim cu Urcaras. Știu că erau alții, mă, deci... Asta știu și eu. Cred. Și poate zice Urcaras. Nu, ai completat misiunea, bravo. Ce v-am zis, mă? Ăștia erau singurul de pe coastă, gata. Traitor Sword Receive. Am primit sabia trădătorului, e pe Strength și nu pot să o port. Foarte bine. Ok, dar literal, ok, Strange Key, orc Weapon. Let's make fierarul Hashtor. Mă poate învăța cum să fac arme de orci și cum să le utilizez, dar nu vreau. Great Hunter Weapon. Ok. Cât Black Ore îmi cere, mă? Magical. Solid Block of Benchwood am găsit. Black Ore Troll Horn. Cred că avem. Hai să vedem dacă putem să o forjăm. Teleportul. Ne teleportăm în input. Ăsta e cu 2 secunde să-mi iau reperul. Ok, ăsta e pasajul pe unde am intrat. Noi o luăm prin dreapta. Mergem aici la forge. Acum stânga. Nu stânga. Unde-i fierarul? Scoate torța să vedem mai bine. Fierarul e fix aici. Anvil. Hai să salvăm că Gothic Returning în ultima perioadă îmi dă sub centură. Nu avea rost să-i omori. E, lasă. Rapiere, others. Two-hand, work weapon. Asta, nu? Undead Bay. Nu e asta. Others. Se pare că nu mi-apare. Ia să... 2 secunde, oare am primit schița? Ok, deci trebuie să aducem lui... trebuie să aducem lui materialele. Noi nu putem să forjăm. Teleport to the city. Oare putem să vin cu Urthral? Ăsta e ritual, Wisdom of the Guardian, Strange Key, Work Weapon. Dragon Lords. Ar trebui să-i zicem și Luxardas. Ia, Orc Mercenary. Dar am fost în arena. Ia, ai 2 secunde să mai mergem, mă. Teleport. Vreau să vorbim din nou cu fierarul. Input. Ok. Fix pe dreapta. Bagă magia. Fix aici. Nu. Aici e fierarul. Hashtor. Hashtor nu mai zice nimic. Teleportul în centru. O luăm pe aici. Arena se află fix în dreapta. O luăm pe aici. Ia, domnule Orc, ce mai ai de vânzare? Ce ai tu de vânzare aici? Mana cost, dar cât costă?
E gratis soare. Or hide the horn of darkness. Nu trebuie. Ok, asta e mercur, nu. Halebardă, nu. Am făcut și arena și am completat, am primit respect și de aici m-am luptat cu 4 sau 5 orci și cu un mercenar. Urcan. Deci nu, ăsta nu mai zice nimic. Pe Gunog l-am bătut, pe Hart l-am bătut. Poți să mă înveți ceva. Dar nu vreau acrobatice, nu trebuie. Urtroc l-am dat-o. Am dat-o sub centură. Hai să vorbim cu Urtral. Teleportul. Întâi vorbim cu Xardas. Îți dădea creierul misiune să-i omor dacă jucai ca Undead Summoner. Nu, deci nu știu. Eu am jucat doar pe... Am încercat să fac build-ul lui Grim cu Paladin, sabie, scut și... Cum mi spune arbaletă. Ți-am zis în capitolul 3... Nu, capitolul 2 în Valley of Mine. S-am jucat până în capitolul 3. Maxim ori 2 ori 3 în Valley of Mine mi s-a baguit speed-ul tot jocul și l-am șters și n-am mai jucat. Și acum este a doua oară și nu am terminat. Returning-ul nu l-am terminat, dar Gothic 2 normal, Night of the Raven, l-am terminat. E și pe canal. Acum vreo 2-3 ani am jucat. Hai să salvăm. Eu, Xardas, my man, ce faci? Ok, Dragon Lords, ok. Păi, dați cât aspiciu. Și ce trebuie să facem? Facem aici cu Xardas o șmecherie să nu afle. Am completat misiunea. Foarte tare. Hai să citim cărțile din turnul lui Xardas, că acum putem să citim. Mergi în sus. Hai de sus la etaj. Opașe. Opa, așa, uite o carte. Retorică 80, Expedition of the Fire Mage. Oho, retorică 81. Lester. Hai să citim amândoi cartea, vrei? Hey. Dă-te mă la o parte. Băi, nu știu, chestia e un joc, nu am lag, OBS-ul nu are lag. Am văzut că mai agață din când în când, cred că o YouTube o fi de vină. Z-ul este dezactivat. Dar nu știu din ce cauză mai agață. OBS-ul e pe verde, nu are probleme, jocul. Când un joc nu are probleme, dar văd pe YouTube că mai agață din când în când. Uneori merge bine, alteori mai... Da. Mai așa și așa. A zis că se duce scheletul la culcare, care erau șansele. Sleeping bag. Trecem cu a. Lester s-a dat la o parte. Am citit cărțile. Deci cred că le-am citit pe toate, nu? Da. Am citit aproape tot. Nu mai există cărți, nu? Nu mai există. Ok, uite-l pe Beliar. Dă-te mai încolo. Hai sus la etaj. Dar cred că doar astea sunt cărțile. Nu, aici sus e... Cum îi zice? Mini casa lui Xardas. Unde stă el și doarme. Face nani. Și da. Mai e ceva de vânzare pe aici? De vânzare, de împrumutat. Nu, aici nu mai e nimic. Nu. Hai la casia. Sia, dar întâi hai să tragem un pui de somn aici în patul lui Xardas, să dormim și noi cum trebuie. A
Ai piese necinstite, n-are cum, bro. Vai de mine, ce să zic, mă, eu am link-ul ăla în descriere. Deci chiar să fie necinstit rău de tot. Teleportul. Hai să mergem în market. Jora. Asta e Hacon. Jora. Ai tu un black ore de vânzare? Nu, n-ai niciun black ore. Piese necinstite. Se mai întâmplă, ce să-i faci? Alchemist bag. Nu mai iau. De ce am venit eu aici, mă? Am venit să vorbesc cu Casia, să îmi prăpădez 96 de puncte de învățare, le bag pe toate în, în dexteritate. Câți bani avem? 18.000. Suntem bine. Trebuie să mergem la pescuit. Hana. Uite, deschide și mie toate astea. Open all box, sell stone. Hai, luăm o grămadă de bani. Să le vine pe toate. 150 de gold. Trebuie să fac și eu achievement-ul ăla cu 100k gold. Luăm pe aici. Casia, ce mai faci, mă, Casia? Casia. Music of Life and Death. Ce s-a întâmplat? We recently received a perfect order and I'm ready to do anything to fulfill. Fai de mine cât dexteritate intră. Oare mai am puncte de învățare? Întrebare e dacă mai am bani. Puncte mai avem, dar nu mai avem bani. Da, pui mei, acum ați iei și copyright pe piese, piese cinstite. Adă bonul și îți arăt eu că sunt piese cinstite. Pui mei, neprostimă. Uite că n-am mai salvat. Piese cinstite. Piese de Lego, mă, cred că se referă la piese de Lego, mă. Da, mă, piese de Lego. Vatras, mai zici ceva, omule? Uite, ți-am mai adus niște tablete. Tablete, tăblițe, mă, tăblițe. Hai să mai băgăm și noi tăblițele astea. Am mai găsit câteva tăblițe, ia să vedem. Ho, am găsit o grămadă. N-am mai găsit nimic. Uite, crossbow 37%. Strength 120, Valentino nu mai zice nimic, oare ce vreau eu să fac? Harad, dă-te la o parte. Ok. Aha. Am scos abia, te-ai dat la o parte, imediat te-ai dat. 140. 24, aici 1, 7, 23, 21, nice, 5, 6, 3, 1, una bucată. Ok, putem să facem două, nu, păstrăm. Acum 67, 264, le facem pe toate. O tabletă de aspirină, păi da. Să-mi fie rușine, uitați să-mi dau like, mă lasem cu vorba. Stai liniștit, nu-i bai. Facem 169 pentru că nice. Rapiere. Bă, dar pe rapiere iau o grămadă de bani. Am să facem 46. Thief's Rapier. Silent Death. Mai să facem și de astea 5, 6. Scream in the Night. Lasă.
Acesta e Aquamarine. Opa. Хорошо. Trebuie să mergem acum la Ramirez să vindem. Da, fă. Trebuie să facem și săgeți. 286 de săgeți. Sunt săgeți normale. Arrow. Хорошо. Ok. 2936. Băi, Harad, uite, ți-am adus săgeți. Doamne, săgeți, săbi. 6786 de gold. Foarte bine. Mergem la casia, spargem tot goldul. Și în live-ul următor o să mergem la Urtral să vorbim cu el. Și s-ar putea să joc puțin offline, să mai caut Black Ore. Înțelegeți? Ca să nu stau pe live să pierdem timp, în fine. Explorăm, aș putea să dedic un live, doar să caut Black Ore. 621. Care erau șansele? Nice. Nivelul 59, hai să vorbim cu Ramirez. 6000 de gold, hai că se poate. Ramirez. Și un Mirgus, ce mă de vânzare, a? Hai să o luăm. Nu strică. Am tu să-l câți gold, doamne. Uite și tu. Cred că o să fac săbii doar pentru Ramirez, înțelegeți? Deci 8000 de gold. 14398. Ce misiuni mai avem? Music of Life and Death. Hai să mergem sus. Misiunea asta o să o completăm destul de repede. În market este una care cântă aici. Dar trebuie să fie cineva care cântă aici. 2 secunde. Teleport în pădure. Să în aici vorbim cu Charlotte. Ia 2 secunde, Charlotte. Чем порадуешь? Так. Кань. Tot este ok, da, tot e ok, nu. Teleportul. Market. Trebuie să aducem niște muzicani să cânte fix aici sus, dar nu știu de unde îi aduceam. Dacă îi salvăm și ne auzim data viitoare, cel mai bine așa. Facem și noi nani, ne odihnim. Ia să vedem ce quest-uri mai avem. Mai avem o grămadă de quest-uri. Expediția of the Fire Mage. Strange Key, Orc Weapon, nu vreau. Wraith Hunter Weapon. Asta e Crossbow, Orc Mercenary. Urshak, Templar of the Sleeper. Ce zic, eu am fost Carle 21, vă mulțumesc că ați fost pe live și, ce zic, somn ușor, vi se plăcute, aveți grijă de voi și ne auzim data viitoare. Baftă! And peace!